Mamă, ăștia dacă n-ar sta la hotel în același loc, ăștia nu, nici măcar nu s-ar băga în seamă. Că pe ăștia îi ține Laurențiu așa, care are nevoie de ei. Îi ține, nu știu dacă le-a pus lesă. Doamne. Va urma. Are el o autoritate nescrisă acolo. S-a da, are, pus. Pentru că e mai vechi în casă. Și știe că și să facă vechi. Cărțile pentru e toată lumea. E și Radu mai vechi și tot e la... Da, dar Radu nu stă la hotel. La acolo. Păi nu, zic în sens că tot e cu ei. Hai că ați vorbit și voi, cine mai vorbit? Hai la tine, vorbit mult. Cristina, acum. Cristina, și tu la fel ai vorbit mult. Eu cel mai mult, nu? Ce-a fost numai da. Laurențiu cu jumătăți de haine? Ce-a zis? Adică n-ați apucat să vorbiți. Jumătăți de material, ce-a zis? Eu n-am înțeles. Cristina, că tu l-ai auzit. De cine? Ce-a zis cu jumătăți de material? Cu jumătate. A, cu jumătate. Gen, să zi se vadă de colteu. Te-a mai păi dat am. Din online. Să vii cu... Să nu-ți mai e așa, să vii cu jumătate. Bă, dar îmi place? Să apropo, da, că tot timpul aveai de ce se duc în zonele astea? Da, am! Ce vreți, mă acopăr? De el cum să dezbrăca pe live? Da? Am călcat regulamentul tot anul. Hai, gata, mă, și taci. Nici cu Cristina n-ai voie să vorbești. Hai, gata, taci. Să știi, weekendul ăsta ai vorbit gata, cu ea. Gata, taci. Calmează-te, gata, vezi că vorbim, dar mai e și un stop. Eu sunt calm, poate te... nici nu te place. Nu mă. Ești calm, că nu pare. Da, nu te place nicio culoare. Vezi că asta o să-ți dovedească mai mult ca ai niciul cu mine, ai înțeles? Faptul sincer, că tu cauți tot timpul subiect cu mine și să vorbești cu mine. M-aș simți penibil ca, să merg la un date cu o fată care se vede clar, cu Laurențiu. Se vede clar că tu ai un clinch cu mine, din moment ce cauți tot timpul discuții cu mine. Eu n-aș merge cu o fată care își dorește să meargă cu tine la date. Las că are și el niște. Dacă s-a îmbrăcat, nu mai face unele alea cu decolteu. Am văzut într-un comentariu că îl vrei și tu pe Laurențiu. Cum? Nu, n-am înțeles. Am văzut într-un comentariu că zicea cineva că îl vrei și tu pe Laurențiu, să fii gașca toate, noastră. Toate îl vrem. Unde-l vreau? Da, că îl vrei, îl și dorești. Și tu îl vrei și da. Catinca, și eu. Și toată lumea e regele Catinca. Da, suntem toate. Dar și azi apar comentariul că... Tu mai degrabă vrei pe Laurențiu decât... Da, ceva. Că eu vreau să fiu umilit, eu... Da, toate astea ne dorim. Toate nu mai vreau nimica. Eu știu că voi eu am ce trebuie. Îl visați noaptea, dar nu vreți să recunoaște. Vezi că tu îl visezi noaptea, că ai și vis. Am visat, o dată l-am visat. Te rugăm frumos. O dată l-am visat. Pot să mă duc în casa fetelor până la Lorena și să-i duc un biscuit de catincă-i? În semn de... Să-i exprim scuzele mele. Pot? Bă, dar acum pe bune, ce vi se pare greșit în ce am zis eu legat de Giulia? Foarte greșit. Glumă, mă. Bă, de ce vi se pare greșit în ce a zis eu legat de Giulia? Că ea ți-a zis, cum ți-a zis ție? A, că e matur, că nici n-a stat să mă cunoască. Nu, a zis de noi, de noi toți. Că nu, prima oară când i-a dat pes. Când i-a dat pes, a zis, a, că e matur, că n-a vrut să mă cunoască. Și... O zis că și-o schimba părerea despre mine, nu știu dacă m-a făcut atunci e matur, dar... Da, bine, nu, că și-o nu, da, ea zice, ea se ia de Cosmin, ascultă-mă puțin, Robert. Eu am spus și în gală că ce mă deranjează e faptul că după câteva zile de stat în casă, tu deja tragi concluzia aia mi s-a părut exagerat, știi? Exact, dar ea a tras concluzia asta despre toți, adică prima gală ne-a făcut imatur pe toți. Și în episodul respectiv că... În episodul respectiv că s-a difuzat chiar zilele trecute, am și zis că putem să interacționăm, exact așa a zis, putem să interacționăm pentru că suntem în conjunctura în care suntem. Corect. Dar eu nu văd a fi ceva de viitor între noi. Și, bă, și, am zis frumos, da. Elegant, am dat un știi argument cum se plauzibil. Văd echipele astea? Nu însemna că nu putem să interacționăm sau așa. Și a doua zi când au zis că și-o schimba părerea despre mine, zic, bun, dar putem să mai interacționăm și așa. A, nu, că nu mai vreau. Bă, da, știi cum se văd echipele astea? Știi cum se văd echipele astea? Eu jur dacă ce am văzut de la televizor și ce am văzut de când am intrat în casă, dacă am mai văzut-o vreodată pe Catinca cum o am văzut azi. Bă, că eu am văzut-o pe Catinca așa, este foarte sufletiste. Bă, nu, mă, nu, așa, așa, ataca, am zis că am zis eu că, ceva. A, fii atent. Păi, da cine? A, păi scoteți-mă din cadru. A, lăsați-i pe porumbei ăștia doi. Bă, dar cu... Adică? Cu niște aere de-astea, așa, de parcă, vezi, Doamne... Se pare ție, frate, sincer. N-a fost așa, Cosmin, conexiunea aer. Asta. Bă, omule, bă, și tu, parcă ai ceva cu ea, mă, frate, nu ți-a făcut nimic. Parcă ai ceva cu ea. Ce aere ți-a făcut? A fost deranjată, cum ai fost tu, că tu parcă ai avut aere, frate, la cum ai vorbit la... Păi uite, tot așa a făcut și ea, a fost deranjată, a văzut un episod și a văzut lucruri. Uite, de-aia mi-a mulțumit mie, că am vorbit frumos de-aia.
și-au fi văzut că cineva tu, a vorbit rău de asta, nu, dar stai frate, nu este de asta. Frumos cu ea. Nu este de asta. Nu este de asta. Eu am vorbit frumos. Am vorbit frumos cu ea. De când am propus eu la eliminare atunci, de mi-a părut. După aia am fost în casa fetelor, mi-am cerut iertare, am avut câteva am vorbit de câteva ori cu ea și am zis chiar este o persoană super ok. A, da. Mai visezi și o noapte. Da, păi. Ah. Ce înseamnă asta? E un vis, fetelor. Exact ca am vis, apres, jur. Degeaba. Nu știi pe unde am venit, a? Ceau, fetelor. De ce? Bună. Ai apărut direct. Ce faci? Ce mie îmi faci? Ce îmi dai? Ce, tot eu să-ți dau? Îți faci. Drăgule. Ce faci? Primă. Spune-te, rog. Laurențiu. De ce? Scuze, scuzele mele. Un biscuit e negru. Dar ce tremuri. Mulțumesc. Hmm? Ce faci? Nu-ți mai dau niciun măr. De ce? Așa. Păi? Nu. Ai venit, deci, vorbești cu mine. Făcut merele? Pentru mine. M-am cerut, nu am putut să vin la tine, așa că mi-am făcut un măr. Te juri la mine? Da. Bă, ce? Vreau să vin. Ce să zici? Nu, să vorbesc, pur și simplu. Mai așa că ești. Ca tine. M-am gândit. Cum ești? Stai să tai repede și... Le-a aruncat pe strigi la gunoi? Nu l-am aruncat. Cum să le arunc? Unde vrei să mă dau? Unde te simți mai comod? Oriunde. Cum așa? Dacă e cu tine. Uh-huh. Bine, așteptam răspunsul. Stai un pic să arunc astea. Vrei apă? Da. Suc? El a spus că ea este o fire răzbunătoare. Vreau să-mi zici care de acolo nu e o fire răzbunătoare. Vreau să-mi zici tu. Care nu e? Care nu e o fire răzbunătoare? Vreau să-mi zici care nu este o fire răzbunătoare. Uite, Cristina nu mi se pare o fire răzbunătoare. Nici mie. Și nici la Risa. Nici la Risa nu mi se pare... Mi-a dat voturi cu toată răzbunarea din lume și mai avea puțin și îmi dădea și cu scaunul în cap. Băi, te rog frumos. Toate majoritatea au fost așa, ei da, ți-am dat. Hai mă, acum, tu știi de ce e ce asta? Că-ți place Cristina. De asta spui asta. Robert. Serios, deci pe mine nu mă duci cu... Robert, cred că ție dacă ți-ar fi... Dar uite, în afară de Cristina, mai zi-mi o fire de acolo. Tu ești o fire răzbunătoare. Ba da, toți suntem răzbunători. Vezi? Dar de ce vrei să o marginalizezi pe ea, să-i zici că ea e răzbunătoare și restul nu? Cine? Cine o marginalizezi? Vreau să-ți ceva, dar oricum cred că vorbesc degeaba. Stai mă, așteaptă că vorbeam cu el să-mi răspundă. Nu, dar oricum cred că aș vorbi degeaba pentru că ți-ar zice ceva ce am realizat că nu ai să înțelegi. Ce? Serios vorbești? Bine, mă, atunci că nu înțeleg de ce vrei să vorbești cu mine. Păi nu, dar ții minte că ți-am mai zis lucrul ăsta. Și... Ce lucru, mă, ce lucru? Că nu... Tu ai impresia uneori că ție dacă îți zice cineva ceva, e împotriva ta. Mie mi-a zis... A sărit de la subiect, nu înțeleg nimic. Păi, bă, nu am sărit de la subiect. Cui am zis aici că e împotriva mea nimeni? Nu, Eu am zis el, o vede că a avut niște clinciuri cu Catinca, s-a întâmplat ce s-a întâmplat între ei, bă, și parcă la minimă, el nu, îi se pare... Nu, așa mi se pare, am dat niște exemplu de niște fete care s-au răzbunat pe tine, am zis asta că ai dat un exemplu de niște fete care s-au răzbunat pe tine, dar poate nu s-au răzbunat, poate a fost doar o chestie de moment. Păi așa, uite, așa a fost și la Catinca, o chestie de moment. Păi eu asta zic, eu înțeleg asta, eu doar am spus că Catinca a devenit rea, nu... Nu, acum eu n-am nimic personal cu Catinca. Dar n-ai cum să spui că a devenit rea. Că și ele poate să spună că tu ai devenit rău, sau șmecher, sau arogant, ce ai făcut, că ai zis la Giulia așa într-un ton. Păi, pentru că pic. Te-a deranjat, e normal. E ceva normal când te deranjează de ceva să... Da, stai un pic. Giulia a comis-o cu tine. Giulia a comis-o cu mine. Și suntem... Ea, gen, se dă că nu e mincinoasă, dar amândoi, stai un pic, suntem doi contra unu. Adică ce, suntem noi doi mincinoși și tu ești aia sfântă? Așa s-a simțit și Catinca, că multă lume că a văzut ea nu știu ce episod și că nu știu ce persoană a vorbit urât de ea, nu știu ce a spus la adresa ei. Și normal că să se deranjeze. Mi s-a întâmplat și mie, s-a întâmplat la toată lumea. Da, mă, într-adevăr, nu a zis nimic greșit, dar
felul cum o zis. Exact, vrea acolo el am să vrut spun, să bat. Felul cum o zis. Știi? Eu las că vorbesc eu și cu tine. Și eu poate am avut un ton. N-am fost eu poate am avut un ton, dar niciodată n-am venit cu ironii la adresa Julie. Poate am avut un ton acum, pentru că eram nervos, recunosc. Eu n-aveți idee, am zis că am venit seria aici în care n-am dormit și n-aveți idee seriile alea când stăteam și mă gândeam, bă, ce să fac mâine pentru Larisa și așa. Și vine una și începe să toace, începe să toace, ceea ce eu seara stau și mă gândesc. Parfum nou. Ai văzut pe live? Nu, de fapt da, am văzut, dar... Cum? Am și văzut. Ai vrut să încep cu o minciună, nu? Nu! Nu, am zis fără să vreau, după mi-am dat seama ce-am răspuns și m-am corectat. Hai. Mergem la canapeaua noastră sau în grădină? Asta e canapeaua noastră? Uh-huh. Nu. Sau? Ce-i? Îmi semn să te duci.